Un șofer oprit pentru un control de un echipaj de poliție a fost imobilizat și dus în cătușă la sediul secției rurale din Marginea, după ce ar fi refuzat să se legitimeze și să se supună controlului. Conducătorul auto a fost amendat cu 870 de lei pentru nereguli la regimul rutier și cu încă 1000 de lei pentru încălcarea ordinii și liniștii publice. Scenele au fost filmate de martori oculari care i-au acuzat pe polițiști de agresiune. În fața acestor afirmații, comisarul Ionuță Pureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, a ținut să precizeze că tot materialul din acest caz a fost înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Dăuți, pentru a se stabili dacă există elementele comiterii vreunei infracțiuni, atât din partea agenților de poliție, cât și din partea bărbatului încătușat.